Mă numesc Ciudin Răzvan Adrian, am 16 ani. Mă numesc Ilie Alexandra Ioana și am 17 ani. Mă numesc Căbătoare Teodora și am 17 ani. Ce înseamnă dansul pentru voi? Dansul este o pasiune, însă la alt nivel, deoarece în acești ani am prins drag de colegii mei și de dansul popular și îmi doresc să continui această activitate. Practic acest dans de 3 ani și tot timpul meu liber îl dedic acestui ansamblu. La fel și eu practic dansul de 3 ani. Îmi place ceea ce fac, sunt mândră de mine și îmi iubesc colegii, pe domnul instructor, pe doamna noastră dragă, doamna Diana. Cât timp vă ia să învățați un pas de dans? Depinde de dificultatea acestuia. Prinzi rapid sau greu? Rapid, depinde. Prindem foarte repede, deoarece domnul instructor știe să explice foarte bine, chiar dacă este câteodată dur. Este deoarece vrea să ne învețe și să ajungem la un nivel cât mai înalt. Am momente când am un pas care îl prind foarte, foarte greu, dar și când îl prind, îl țin minte indiferent de toate. Repetați acasă sau doar cu instructorul? Nu repetăm acasă, doar dacă timpul dintre repetiții este foarte, foarte lung, dar prinde repede deoarece știe să explice și... Cât de rapid prinde? Asta era întrebarea. Depinde! Pe scenă când dansați aveți emoții? Nu. Pe scenă emoțiile se duc deoarece publicul care ne aplaudă și ne dă o energie pozitivă ne încurajează să ducem mai departe spectacolul, să obținem rezultate foarte bune. Care din voi trei are în familie un membru care știu eu care a dansat? Care... Familia mea nu practică nimeni, doar în timpul liber, nunți, la diferite evenimente. Nici la mine nu practică nimeni dansul. Eu sunt prima din familie. Unchiul meu a făcut parte din o trupă de dans, dar a decedat și nu. Bine, mulțumesc! Hai, un alt pitasul! Și că un altul băiat!
simt nevoia cu